Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă povestesc despre o creatură foarte interesantă care trăiește la fundul oceanului. Nu se remarcă prin dimensiuni deosebite și nici nu poate să se laude cu o viteză pe care o are, dar este una dintre cele mai otrăvitoare creaturi de pe planetă. Așa că haideți să vedem despre cine este vorba. Puneți un like și să începem! Eroul nostru de astăzi are o dimensiune medie de 50 cm și se mișcă cu viteza unui melc, dar v-aș sfătui să nu vă apropiați de el, căci este vorba despre melcul Con, cel mai periculos melc de pe planetă. Este foarte ușor să-l distingeți de alții. Cochilia este mereu colorată, frumoasă și are o formă conică corectă, uneori și un model bizar pe ea. În interiorul ei se ascunde o creatură înarmată și periculoasă. Melcul Con este un prădător activ care vânează pești mici, viermi și alte crustacee. Metodele lui de vânătoare sunt uimitoare și fascinante. Cum e posibil că un melc lent și mic poate să vâneze peștii care sunt mult mai rapizi decât el? Dar iată că și așa ceva se întâmplă la fundul oceanului. De obicei, el încremenește în loc și iată în așa poziție așteaptă prada. De îndată ce peștele curios se apropie de el, începe să își descopere arma. Este trompa melcului, care e folosită ca o armă pentru a vâna potențiala pradă. Dar cel mai uimitor e cum trage cu un astfel de pistol, sau mai corect spus, cu ce? Treaba e că dinții lui nu seamănă cu rozătoarea altor melci. E un fel de harpon, cu vârfuri foarte ascuțite. În timpul vânătorii, unul dintre acești dinți iese din gât și trompa este încărcată. Nu e un harpon simplu, este un gol înăuntru și e conectat la glandele otrăvitoare ale moluștei. Când nimerește în pradă, prin el se injectează o neurotoxină foarte puternică, care o imobilizează instantaneu. Acum rămâne doar să deschidă gura mare și să înghită peștele de întregul. Apropo, după vânătoare, dintele harpon folosit este aruncat și schimbat pe altul nou. Deseori, în timpul vânătorii, melcul Con se îngroapă în nisip, lăsând la suprafață doar o cale de respirație și desigur că trompa înarmată. Peștele care nu bănuiește nimic înnoată la fund și nimerește dintr-o dată în ambuscada melcului. Dar nu doar peștii mici trebuie să aibă grijă la melc. Problema e că melcul Con trăiește la adâncime mică și adesea se întâlnește și la mal. Când vezi o cochilie atât de frumoasă, vrei să o iei în mână și să o examinezi mai bine. Doar că nu trebuie să faceți asta din motive deja evidente, chiar dacă sunteți în mănuși. Treaba e că harponul melcului sparge cu ușurință și mănușile de cauciuc. Nu trebuie să riscați. În timpul unui singur atac se eliberează foarte mult venin. Este atât de toxic că doar o picătură poate ucide 20 de oameni. Veninul conține un amestec din câteva zeci de toxine. Multe dintre ele nu sunt încă cercetate, așa că după cum înțelegeți, încă nu există antidot. Nimerind în sânge, veninul afectează toate departamentele sistemului nervos central, provocând paralizia corpului. Dacă asta se întâmplă în apă, victima pur și simplu se înneacă. Poate supraviețui doar dacă cineva îi va menține funcția respiratorie. Veninul are un efect foarte rapid. Din cauza acestui melc au avut loc deja 30 de decese. Trebuie de remarcat și comportamentul lui, care este destul de agresiv. Dacă alt melc se ascunde în cochilie când simte pericol, melcul Con, din contra, își scoate trompa și încearcă să atace. Dar anume oamenii sunt dușmanii cei mai importanți ai melcului. Necătând la pericol, aceste cochilii frumoase sunt cumpărate de turiștii din întreaga lume. Iar după cum bine știți, cererea creează ofertă. Un asemenea pericol nu încurcă iubitorii de exotic să țină melcul Con în acvarii. Haideți să vedem cum vânează acest melc periculos. Cel mai des, el călătorește de-a lungul oceanului și își caută prada. Cine s-ar speria de un melc lent și stângaci? Dar în asta și constă pericolul principal. Melcul s-a apropiat de pradă și deja își scoate arma. E îndeajuns doar o atingere ușoară și harponul trage direct în corpul victimei. Peștele atârnă de el ca pe un cârlig, iar melcul Con deja deschide gura ureașă și prada dispare în câteva secunde. Gata, vânătoarea a luat sfârșit. Aici vedeți un video similar. Molușca s-a apropiat de pradă și peștele pur și simplu nu știe că e în pericol. O singură tragere și gata. Melcul poate să ia masa. Dacă vânătoarea deschisă nu aduce rezultate, melcul Con decide să se îngroape în nisip. La suprafață lasă doar organul de respirație și trompa înarmată. Iată și momentul atacului. O mișcare greșită și peștele nu se mai poate salva. Melcul în acest timp, fără a ieși din nisip, deschide gura și înghite prada. Iată încă o vânătoare din ambuscadă, dar acestui melc i-a fost lene să se îngroape adânc. Cochilia se vede și se pare că peștii nu se tem deloc de asta.
dar degeaba, unul dintre ei a devenit prânzul prădătorului. Unele specii însă vânează altfel, cu treieră fundul mării și caută peștii care dorm. Găsind prânzul potențial, melcul deschide gura și începe să-l înghită. Simplu și ușor, dar când peștele își dă seama ce se întâmplă, e prea târziu. Sau dacă prada e prea mică, poate fi prinsă cu gura ca și cum ar fi o plasă. Se crede că molușca eliberează o cantitate mică de venin în apă pentru a-și calma victima. Astfel, peștele devine inactiv și permite prădătorului să îl înghită. Înăuntru, atacă peștele cu harponul otrăvitor și îl înghite cu totul. Digestia completă a unei astfel de prăzi poate să dureze câteva zile. Dar nu doar peștii sunt obiectele de vânătoare a melcilor con. Acest prădător și-a ales alt melc. Fără să se grăbească, se apropie de prada sa și trage în ea cu harponul. Doar că rămâne un mister cum va scoate melcul din cochilie. În mare însă există un melc cu o gaură la fel de ureașă, doar că nu e otrăvitoare. Modul de vânătoare seamănă foarte mult. Melcul încearcă să apuce prada cu gura și să o înghită totalmente. Aici, de exemplu, atacă un crab și, după cum vedem, a reușit să înghită crabul cu tot cu exoscheletul său, după care s-a îngropat înapoi în nisip. Acest melc de mare încearcă prin aceeași modalitate să mănânce un deget de om. Puțin probabil să reușească ceva, dar încercarea vine n-are. Dacă totuși eroii episodului de astăzi sunt melcii, vreau să vă arăt o luptă interesantă. Acest melc este unul dintre cei mai mari din lume, cântărește mai mult de 5 kg, e prădător și adoră. Ce credeți? Melcii, când ești atât de mare, totul în jurul tău pare mic. Iată, a început cursa de viteză mare a melcilor. Știind că nu prea are șanse, melcul mic folosește o tactică secretă. Iese din cochilie și sare, împingându-se cu tot corpul. Dar de acest melc nu e ușor să fugi. Prădătorul ajunge prada destul de repede. Și aici începe tot ce e mai interesant. În jurul gigantului s-au început a trage crabii pusnici. Ei au descoperit o cochilie nouă și așteaptă când melcul o va scuipa. Însă asta cauzează lupte între ei, căci fiecare vrea o casă mai mare. În sfârșit, unul mai curajos își lasă casa veche și se mută în cea nouă. Este un pas periculos, dar crabul totuși reușește să scape din gura melcului și fuge cu cochilia. Cum v-au părut eroii noștri de astăzi? După cum ați văzut, nu toți melcii sunt atât de inocenți precum ați crezut. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!